Salutare, dragi rulotiști! O să vă prezint astăzi cum o să repar o trapă. Un prieten m-a rugat. Nu știu exact, nu mai țin minte ce i s-a întâmplat, i s-a deschis în mers. Chiar nu știu exact. Mi-a explicat, dar sincer am uitat. Și s-a crăpat. Bucata asta o avem aici. Asta o mai am. Și colțul ăsta trebuie să-l construiesc. Și am decis că o să îmbrac în fibră de sticlă toată marginea asta, pentru că efectiv chiar e și coaptă. Deci e coaptă toată trapa. Și chiar însăși plasticul din ea, deci sincer merg cu ea o mici dintr-un loc într-altul ca cu ouă. Deci chiar e efectiv coaptă. Și am decis să-i o repar, să-i construiesc colțul și să venim cu un strat, să-i facem o ramă din fibră de sticlă. Nu m-a nimerit bine, sincer, cu timpul, dar chiar nu pot să refuz un rulotist. Chiar îmi face plăcere, să zic așa, că pot să ajut un rulotist și să reparăm trapa. O să mă apuc să construiesc colțul ăsta și o să vă arăt și vouă cum o să fac. Bun, s-a șmirgheluit plasticul cu un șmirghel abraziv să împindă foarte bine fibra. Așa am făcut din carton și din bandă, am construit aici un fel de matriță să pot să torn peste și apoi o să iau cartonul să-mi rămână cât de cât forma, să zic așa. Am tăiat fâșiuțele de fibră care vor veni exact așa, frumos. Mi-am pregătit ce am nevoie, am pregătit rășina, așa, o să mai am nevoie de bucăți de fibră și de rășină, dar momentan o să le consum pe ăștia, să vedem unde ajung, cât fac cu ele și cum decurge lucrarea. Așa, îmi pun masca, e foarte, foarte toxic rășina asta. Și să ne apucăm de construit. Dăm mai întâi cu rășina. Și vă spun de ce. Pentru că mă ajută acum când pun fibra să stea exact cum vreau eu. Cam așa ceva. O să iese ceva tank. Nu știu cât de bine voi reuși să fac acest onduleu și la fel ca și aici, după cum ați văzut, am făcut și din carton o mică buză, dar nu știu cât de bine îmi va reuși buza aceasta. Eu o să mă străduiesc, dar nu știu acum cât voi putea face acest onduleu de bine. Așa. Să mai punem o fâșiuță. Da, să dau. Așa. O să pun să această fâșie și o să continui cu două sau trei straturi aici, cred că voi folosi în zona asta unde e foarte spartă și sunt bucățile astea lipite. Trei straturi și cred că pe aici voi folosi două straturi. O să ne vedem mai târziu. Gata, am terminat. Am mai făcut și rășină, am mai tăiat și fibră.
terminat pe acolo, de aici pe partea altă, până acolo am dat două straturi. De acolo, unde a fost spartă rău și bucăți de elipsă, până pe aici am dat trei straturi. Cam așa arată finalul. Când o să se întărească, o să tai surplusul de fibră. Aici mi-a permis și l-am lăsat lung, am fost nevoit să o las lung, pentru că știu că poți să o tai, dar aici a trebuit să vin la minim, uite aici așa, 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 a trebuit să vin la minim, să am foarte mare grijă, să nu trec peste geam, pentru că aici efectiv nu mai pot tăia, nu am posibilitatea de a tăia, așa va rămâne. Și am încercat să vin cât mai bine aici, așa pe margine. Dacă în caz că mai sunt niște fericele ăștia, pot să le tai cu cutterul. Atât tot. Am dat un pic și peste bala mare. A trebuit să le încastrez și pe ele. Și cam asta e. O să ne vedem când o fi să se uște. Să-i tai margine, să vedem cum a ieșit colțul construit pe exterior. Și o să vă arăt ce o să-i fac mai departe, ca să îi dau un design plăcut pe partea interioară. S-a întărit și bruța. Hai să vedem ce am construit eu aici. Cât de bine am putut să fac colțul. N-a ieșit rău. Acum urmează să tai surplusul. Tot surplusul peste tot. Să iau bucățele astea de aici. A curs. Curs în jos. Așa. Și o să-l dau cu un antifon pe interior. Trebuie să-l izolez. Mă apuc să tai surplusul. Siguranța pe primul loc. Am polizat partea asta, o să polizez totul, o să dau formă aici, trebuie să dau formă unde a fost bucata lipsă, să le fac exact cum a fost și ne vedem după. Am terminat de tăiat surplusul,
După cum bine vedeți, am făcut perfect tăișiturile care trebuiau făcute și chiar și aici la colțul lipsă am venit perfect cu el. Nu este încă perfect. Am tăiat surplus, am lăsat cam un milimetru de la plastic încoa. În ultima finisare, după polizor, o să urmeze cu șmilgherul, cu o granulație de 80. După ce voi face cu mașina, perfect până în plasticul geamului, pe aici, pe sus, unde nu voi putea să bag mașina pe la balamale, o să trebuiască să le iau manual. Și cam asta ar fi tot cu finisarea, cu șmilgherul, cu tăierea. O să urmeze izolarea, după cum v-am spus, și vopsirea, antifonarea. Să ne apucăm de finisat. Haideți să vă arăt și vouă cum este și cum iasă, ce finish iasă. Deci aici deja e finisată, după cum bine vedeți, la fix cu rama. Uitați cum rămâne, deci am tăiat-o un pic mai mult decât rama. Să vedeți ce frumos o să iese. Uite cum e. Rama geamului ajutându-mă să vin perfect unde am nevoie. Uite cum e aici și cum e aici. Perfect. Drept. Super. Să continuăm. Toată marginea și aici, după cum v-am zis, o să fac manual, că nu pot să fac mașina. Vedeți? Surplus. Să trebuie să vină la una cu ramă. Vă mai arăt un lucru care l-am făcut și pe partea de jos o iau cu șmirgherul la finisat. După cum bine vedeți, am zis să vă las diferența să vedeți, pentru că mi-a zis prietenul meu că foarte, foarte mare spațiu, adică mi-a zis că să nu vin foarte gros cu fibra, foarte mare spațiu între trapă și plafon nu este, și chiar am avut foarte mare grijă când am turnat să nu o turn prea gros, să nu vin prea gros, să nu totodată să fie și zdravână făcută. Și acum am decis că trebuie să șmilgheriez și partea de jos și mai câștig, să zic așa, în jur de cel puțin un milimetru din treaba asta, din grosimea ei. Și o să finisez și partea asta, iar după ce o să termin de finisat atât partea de jos cât și marginea, care aproape am terminat-o. Așa, o să vin cu un șmilgher și o să iau manual, pentru că vreau să-i fac la îmbinarea fibrei cu plasticul, vreau să-i fac puțin pe semi-rotund. Cam așa arată finalul. Pe partea exterioară, aici unde a fost bucata lipsă, i-am dat cu niște kit. L-am finisat puțin. Am zis că o să-l dau cu antifon pe interior. Și pe aici am dat cu șmilgherul pe tot interiorul, că a mai rămas de la fibră ciumpe, așa, firicele ieșite. Am dat o finisare și pe interior. V-am zis că o să-i dau cu antifon pe interior, deși am decis că nu mai e nevoie și nu trebuie să fac treaba asta. Și vă spun de ce. Unul la mână nu are nicio legătură, deci nu știu cum mi-a venit mie atunci. Am zis că pentru design să nu se vadă fibra asta așa. Dar în primul rând nu se vede, pentru că partea asta vine exterioară. În al doilea rând,
antifonul este negru și atrage căldură. Al treilea rând, e plastic, fibră, asta nu ruginește nici în 200 de ani, asta așa va rămâne. Tot ce recomand este pe partea exterioară, o să vreau să-i spun, deci de aici până aici, pe partea exterioară, știu că e sus, știu că nu se vede și nu are nicio legătură. Singura legătură care o are și care o poate avea este că bate soarele foarte, foarte rău și posibil, deci posibil, de la atât soare, vara ați văzut, 42 de grade la umbră, vă dați seama în soare ce. Posibil să existe riscul să se exfolieze fibra de plastic. De atâta căldură, deci posibil să se exfolieze. Și chiar dacă nu se exfoliază, ceea ce e foarte greu pentru că am finisat plasticul înainte de a pune fibra foarte, foarte bine cu o granulație mai mare, adică mai abraziv, să așa mai șanțuri, să facă șanțuri mai adânci în plastic să împrindă fibra. Dar după cum spuneam, vreau să pun autocolant. Deci dacă vrea să facă treaba asta, eu asta îi zic să facă, deci de aici pe partea exterioară să pună un autocolant alb. O să respingă căldura, razele de soare nu o să mai bată în fibră și totodată în plastic, că eu i-am pus fibră pe spate. Dar plasticul ăsta, deci efectiv, e copt. Deci prima dată când m-am apucat de ea, deci mi-era frică să mă iau de ea. Acum iau. Deci mi-era frică să pun una pe ea, deci e tank acum. Dar plasticul tot copt este, chiar dacă l-am lipit eu pe interior. Și totodată autocolantul ăla protejează plasticul ei, să mai țină. Rama care am făcut-o eu o să țină și de acum 500 de ani, dar plasticul, mijlocul, nu știu ce o să întâmple cu el, cu timpul. Cam asta este finalul. Cam așa arată. Nu mai știu exact dacă v-am spus sau nu, ca și greutate. Cred că nu am îngreunat-o din calculele mele mai mult de un kilogram, poate, nu știu, un kilogram și ceva. Cu kitul, cu rășina, am băgat, știu cât am băgat și am calculat așa, mai mult de un kilogram și un pic, nu am îngreunat-o. Cam așa arată rezultatul cu trapa la rulotă. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă v-a plăcut videoclipul meu și v-a ajutat cu ceva, v-a informat cu ceva, nu uitați să vă abonați. Mulțumesc foarte mult! La revedere!